Salutare tuturor și bine v-am găsit la un episod din Lamele de azi, special peste It's a Trap Lama. O lamă care costă, după cum vedeți, este din nou această reducere incredibilă de cu 7 lame puteți cumpărați în total și 100, 150 de v -bucks fiecare lamă. Eu o reducere de 50 de v -bucks contează foarte, foarte mult. Costă 1050 de v toate lamele acestea și dacă ia pe lama merita. Dar pentru 150 de v să cumpărați fix această lamă cum este acum cu nimic interesant, nici măcar trape epice nu merită. Pur și simplu trebuie să ignorați această lamă complet doar dacă e legendară și vă pică 2-3 trape legendare merită doar dacă doriți voi. Să vă v și voi pe până la urmă și puteți să faceți ce vreți cu ei. Altfel nu merită această lamă, doar dacă vreți voi să o luați. Apre lama dacă e orice item legendar, și astăzi misiunea, singura misiune de V-Bucks este în Twin Peaks 124 evocări de Shelter cu 40 de V-Bucks. Nu sunt misiuni de survivori legendari, așa că baftă doar la misiunea de V-Bucks și ne vedem mâine la următoarea părere la mele de azi.